Trei tineri teologi din Arhiepiscopia Dunării de Jos, împreună cu viitoarele lor soții, au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian binecuvântare pentru căsătorie. Evenimentul a avut loc în sala Episcop Chesarie Păunescu a Centrului Eparhial. Binecuvântarea pentru căsătorie dată de ierarhul locului tinerilor teologi este o condiție pentru hirotonia într-un diacon sau preot. La întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, tinerilor le-au fost alături părinții și viitorilor nași, cei care le vor deveni părinți spirituali. Tinerii prezenți astăzi la Centrul Eparhial sunt absolvenți ai Seminarului Teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați și care au obținut licența în specializarea pastorală la diverse facultăți de teologie ortodoxă din țară. Acestor tineri, viitoarelor soții, precum și părinților lor, le-au fost prezentate de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop câteva îndrumări duhovnicești, de ordin canonic, dar și liturgic și misionar, în legătură cu Sfânta Taina Cununiei, precum și importanța pregătirii lor încă de pe acum pentru viitoarea slujire ca familie preoțească, în duc de jertfă, dar și de bună înțelegere. Suntem bucuroși că plecăm în viață cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu binecuvântarea chiriarhului nostru, asumându-ne în același timp tradițiile bisericii noastre care ne vor ajuta în viața de familie. Înaltpreasfinția sa a ținut un cuvânt de învățătură cu mult folos duhovnicesc, pe care sperăm ca noi, ca teologi, împreună cu viitoarele noastre soții, să-l păstrăm în sufletele noastre și să rodească pentru a reuși să ajungem acolo unde ne dorim cu toții ca teologi, adică să obținem pe lângă taina Sfintei Cununii, să ajungem către taina preoției. Pentru noi teologii, întemeierea unei familii este o promisiune pastorală și misionară în această lume din ce în ce mai secularizată. La finalul acestei întruniri duhovnicești, toți cei prezenți au mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile de care s-au învrednicit.